Centrul municipiului Roman a rămas astăzi, 23 martie, din nou fără alimentare cu energie electrică. Motivul acestei defecțiuni a fost cauzat de inconștiența unei firme de profil din Roman, care, deși avea toate autorizațiile și planurile acelei zone, a reușit totuși să întrerupă o magistrală de curent, scuza lor fiind că se poate întâmpla oricui. Din nefericire, ni s-a întâmplat nouă cetățenilor și firmelor aflate în zona afectată de avarie. Ne puteți spune și nouă ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, uitați mai. Înțeleg că se poate întâmpla oricui, adică na, nici nu sunt montat, nu sunt notate nicăieri cablurile astea, dar puteți să ne spuneți că toată partea asta orașului era fără curent acum. Da, s-a însumat, vine echipa de intervenție, găsit o placă de alat, un lat de un metru, placă de beton armat, aia s-a demasiat, și o rezervă. Și am băgat un pic rotopercutorul mai sus să putem tăia ăsta. Vine a intrat în cameră. Că aveți idee cam în cât timp se poate remedia? Sau nu mai ține de greu asta? Aia ne. Cam în cât timp s-a remediat? S-a venit gazul, s-a venit în unul. Să pată aici? Nu! Am prins o placă de un metru de aici și uitați să vede de unde am început stăi. A fost o placă de beton, nu e chiar la. Avizul primăria municipiului Roman, copii pentru începerea săpăturilor. Toate le-am. Adică știați cu siguranță că în zona asta am, dar n-am săpat cu atenție, cu grijă, că pământul este tare, n-am putut să duc. Dar n-am dat cu termenul copac, că da, ușor cu rotopercutorul. Întâmplarea a fost cu amânăreta mea. Și acum ce înseamnă? Ce implică? Asta implică să sap mai departe, să facă firma care am adus-o pentru ce autorizată să facă reparația, să reparăm, cam 4 ore. Cam 4 ore să stăm fără curent? Acum ați venit oamenii ăștia și au separat cablul care alimentează zona asta de restul, că în momentul în care s-a făcut scurt circuit odată afară tot de acolo și dă drumul la o parte din, așa, rămâne numai sectorul ăsta fără curent. Așa cred. Cel puțin, băieți, uitați-vă, că acolo verific acum și vin să-mi spun. Din discuția de la fața locului am aflat că această avarie este una destul de costisitoare, remedierea acesteia situându-se în jurul sumei de 3.000 de lei, doar prețul materialelor.